Salut și bine am găsit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Una Games. Eu sunt Aurel și astăzi mi-am propus să facem mai multe chestii. Primul rând vreau să termin această parcelă. Aici am cumpărat pământul cu tot cu recoltă și aveam sorg, deci am optat pentru o bucată de pământ pentru că acest sorg îl folosim și anume la păsări. Dacă îl dăm în combinație cu grâu, găinile noastre fac și anume mai multe ouă. Așa scrie acolo. Bun. De asemenea, am rămas dator la voi cu niște jocuri, da? Știți că pe live-ul trecut am căutat niște jocuri, sunt 20 la număr, au mai rămas vreo 5, parcă dacă nu mă înșel. Între timp am găsit și locația exactă a lor. Astăzi vreau să le termin și treaba aia, pentru că, vă spuneam eu și pe live, primim cât un 50.000, să zic așa, la fiecare joc găsit. 50.000 ori 5 sunt deja 250.000, eu zic că putem cumpăra un tractoraj destul de bunicel la banii sau cine știe, putem să-i folosim sau cumpărăm chiar și două loturi de pământ. Eu zic că merită să faceți și voi treaba asta, în sensul că să căutați cele 20 de jocuri și la fiecare primiți câte 50.000, în total 1 milion de euro. 1 milion cu ce mai avem de la deschidere, să zic așa, acestei hărți, încă 1 milion jumate, ar trebui să fie 2 milioane jumătate. Eu zic sunt arhi suficiente pentru ce ne trebuie nouă pentru început, da? Acum fiecare să facă sau să aleagă ce vrea să facă. Eu am ales să fac treaba asta, să caut acele cadouri și să pun mâna, de ce nu, pe 1 milion de euro, pentru că chiar am nevoie de bănuți ăștia. O să fac un pic capetele, de ce? Pentru că vreau să pun și anume muncitorul să facă treabă. De asemenea, va trebui să mai cumpărăm un utilaj, pentru că aici în urma combinei rămân și anume niște paie, rămâne o miriște, iar aceste paie, ca să creștem noi productivitatea acestui bucăți de pământ, ar fi indicat și anume să le compactăm, să cumpărăm utilaj și să le tocăm efectiv, să le băgăm în pământ. Din câte am studiat eu puțin problema, asta ne-ar da undeva 10% câștig la recoltă. Adică luăm cu 10% mai multe cereale sau ce primim noi aici, dacă și anume aceste paie le compactăm și le punem ca și un fel de îngrășământ, ceva de genul. Da? Imediat faceți treaba asta. Vreau totuși să fac capetele astea un picuț și după aceea o să las muncitorul să facă treaba în lună. În locul nostru. De asemenea, mai am de făcut ceva chestii. Sper să vreau să vând acel utilaj care îmi toacă pietre. Mare lucru, nu luăm cu el. Voi mi-a spus că a trebuit să ne luăm acel utilaj în care ascunde sub pământ pietrele. Sunt niște cilindri speciali. O să-i cumpărăm și pe aia în detrimentul acel utilaj de acolo, da, și acel utilaj care, unde e pe acolo, nu știu, uite acolo, ăla galben, care este, care adună pietrele, da, deci astea două le vom da înapoi, le vom vinde și vom cumpăra un cilindru care va ascunde, sau mai mulți cilindri care vor ascunde și anume pietrele sub brazdă, sub glie, sau cum vreți voi să spuneți. Bun, hai să punem pe ăsta la ușurel, așa, să-l centrăm un pic, eu n-am făcut puțin, n-am făcut drept. Ceva de genul așa. Așa, tati. Am dat hash aici, spol la treabă. Bun. Deci, în primul rând, ăsta vreau să-l mătrășesc cap de el. Și de asemenea și ăsta vreau să scap și anume de el. Da? Pac. Ăsta. Avem o mică mare problemă, să zic așa. Acest palet mi s-a, cum să spunem, s-a gliciuit, s-a blocat în iarba asta aici. Da, bine, mai mult e îngropat în hartă. Am făcut o probă și o să scoatem și pe aici. O să vă arăt eu cum. Până una alta vreau să scap de utilajul ăsta, dar ca să nu fac două drumuri degeaba, o să las... nu. Las așa, că mă întorc cu celălalt. Hai să-l spălăm un pic, să nu-l ducem murdar la magazin, să zică lumea, băi, dar chiar așa l-ai adus ultimul jeg. Da, și după aceea o să cumpăr... Vă spuneam acel compactor de miriște, sau cum se numește el, ca să facem un pic de treabă acolo pe câmp și după aceea să ne punem la semănat. Suntem în septembrie, deci asta însemna că trebuie să cultiv grâu, pentru că asta îmi dă voie,
Și grâul folosesc în continuare, v-am zis, la păsări, alături de sorg. Da? Pentru că vreau să facem acolo bănuți foarte, foarte mulți. De ce am ales chestia cu găinile, v-am zis, și cu serele? Pentru că cele două, să zic așa, business-uri, dacă putem spune business la treburile astea, ne aduc și anume bani în afara, nu știu cum ține cont de sezon. Da? Primim bani de pe urma lor, nu mulți, nu mulți, dar primim bani fără să ținem cont de anotimpuri. Da? Deci, să fim serioși un picuț, nici nu avem prea multă treabă de făcut la ele. În sensul că la sere trebuie să punem doar apă, iar la găini trebuie să punem doar și anume mâncare. Bine, puteam să las acolo că nu mai e problema acum, dar hai te l-am scos. Ia. Îi dăm aici un R și îi dăm să reparăm. Asta era închiriat cumva, nici nu știu. Dăm înapoi. Da. Ce am făcut? Nu l-a luat? Butonul ăsta l-a luat. Ah, ăsta l-a luat, era cu înapoi. Da, vreau să vând. Da. Ok. Am scăpat de el. Și am zis că o să cumpărăm noi de aici o chestie, o jucărie nouă, să ne jucăm cu ea, compostoare. Cât are tractorașul ăsta? Băi, tot mă întrebam eu pe live-ul, pe videoclipul, cum să aflu tractoare pe care am eu pe mână, să zic așa, cum aflu ce și anume au ele. E simplă treaba, am P, acolo la vânzare și ne uităm frumos aici, astea sunt ale mele, deci am două tractoare, am această mașinuță, am remorca, am bang, 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 bang. Dacă dăm click pe el, ne uităm frumos și avem aici 125 de cai putere. Pe ăsta avem 175 de cai putere și mai am un tractor închiriat care are 225 de cai putere. Da, ca să rezolvăm și problema asta, ca să nu mai mă bâșbuie eu pe aici. Deci să cumpărăm și anume un de la second hand, au rămas aceleași, da, care nu mă interesează, să nu zic alt cuvânt. Compostoare, am zis că avem două compostoare, avem 225, ăsta are 150, ăsta are 130 de cai putere, ăsta are 150 de cai putere și o lățime de 5,8 metri, ăsta are 200 de cai putere, are 6 metri și anume lățime. Hai să le pot să parcă mi se pare mai simpatică asta. Deși sunt diferențe de 2 metri acolo, nu e problemă. Hai să-l închiriem totuși. Ca să nu cheltuim banii 1000 și ceva, că nu știu cât, o să fie o singură parcelă și atunci n-are rost să dăm banii pe el. Cu timpul, dacă ne cumpărăm mai multe parcele, avem treabă, putem să ce anume să le luăm pe stoc, să zic așa, să le facem în inventarul nostru. Dar până atunci eu zic că nu se merită să ce anume să cumpărăm. Ia. Ați. Deci facem o operațiune în plus. Operațiunea asta v-am spus, ne dă și anume în plus la trece și noi frumos, elegant. Ne dă în plus la ce are, are cereale prin el. La recoltă, da? Primim și anume mai multă marfă și zic că se merită să facem operațiune în plus ca să facem primul rând ca la carte. Și al doilea la mână, dacă facem și anume mai multă recoltă, e mai bine pentru noi, că asta înseamnă și anume mai mulți bănișori. Da? Zic eu, ăla a terminat cu mine acolo? Păi, cred că nu se umple până timp, dar nu e problemă. 2 secunde, vreau să mut un pic remorca asta de aici sau să mă duc cu remorca după el. Încă mă gândeam, mi-a preocupat ceva, niște probe, niște teste, să pun niște șură sau niște șuri ca să pun astea, dar cred că dau bani degeaba dacă pe ele și așa că am zis las-o așa cum a picat. Le parchez așa cât de cât pe aici elegant, să nu fie chiar așa hărmălaie și deocamdată nu băgăm bani în astea pentru că prefer să bag banii în cum îi spune, în utilaj. Da. Și chiar dacă o stă ele așa apară în ploaie, sper să nu afecteze treaba asta că cu ploaia. Ia. Hăți. Deci parcela asta tot a mea este. Ia să vedem dacă îl golim pe nenea. Dar cred că a terminat treaba între timp. Ce cred mai nevoie. A terminat lucru. Exact ce bănuiam. Hați. Ia, stai că de aici încolo mă ocup eu problema și după aceea o să iau, cum îi spune, celălalt utilaj și să facem, să scăpăm de aceste și anume paie. Ia.
Mă, ce culoare are sorgul ăsta. Op. Ușor, ușor, ușor. Asta tot ce are morcă. Prelucrăm asta și după aceea o să fac, tot așa, să fac capetele. Băi, sunt parcele astea foarte, foarte apropiate, nu știu să spun, și copaci și pasă. Și am văzut că toți muncitorii ăștia inteligenți, să zic așa, se blochează ori prin capătul ăsta, ori prin capătul ăla, prin copaci. Și atunci am găsit eu, zic așa, o soluție compromis, să fac eu capetele și pe aceea să-i pun pe el la treabă. Deși aș putea, pentru că n-am mai lucru de făcut acum, aș putea și anume să, cum îi spunem, să fac și o treaba asta, dar lasă, mai facem și altceva ca să nu pară și anume episodul repetitiv sau alte chestii, da? O să parchez ăsta undeva pe aici. Combina. Hați. Puțin mai așa să nu așa dat. Ca să pot să ies și eu cu tractorul, să nu blochez. Băi, să închidem și noi girofarul ăsta. Așa tot. Asta le-am pus frumos aici. Și avem utilajul ăsta frumos. Hai să începem. Două secunde. Când am început bine, să scot pasă de pe câmp. Ați? Și facem capetele și după aceea cât face asta treaba de aici. Noi va trebui și anume să căutăm, v-am spus, să mai rămas câteva casete cu jocuri. O să mergem să le luăm și pe alea ca să mai luăm și noi un 250.000. Bine meritați, bineînțeles, că la ce foame este aici în fermă. Deci e clar că și anume banii aia sunt foarte, foarte utili. Da, ia stati să ne ocupăm de problema asta de aici. Deci îi dăm cu X să se extindă frumos. Ia uite, frumos, elegant. Loșul așa într-un capăt. Hai să facem o toare șmecherie, să fac capetele astea, am zis. Și după aia să las pe el pe lung să facă treaba. Ușurel. Dați că la dată cu spatele eu am o mică mare problemă. Ceva de genul o să fac și eu. Așa tati. Să nu calc pe bucata asta că tot a mea este. Așa, și acum i-am dat cu V, am coborât. Și uite, dar ia și iarba, uite, și iarba o toacă. Hați. Ia uite ea. Da? Se schimbă un pic și textura. Efectiv, aceste paie, sau ce a rămas în urma sorgului, le, și anume toacă, le face inclusiv iarba. Dar iarba aia n-aș vrea să o toc cu asta, ci aș vrea să o iau cu cositoarea, să-mi iau cositoare și am eu deja remorcă. Și puteți face și acolo un bănuț grămadă. Păi încă nu m-am apucat și cred că o să mă apuc în curând și de contracte. Am făcut așa niște teste, am văzut că unele sunt foarte, adică foarte mari ca durată și foarte ieftine la preț, așa că nu știu dacă s-ar merita să fac contractele de astea. Am văzut că unele sunt destul de, opa, ce am făcut eu? Unele sunt destul de bune la preț, undeva la 25.000, da, probabil că astea e și mult de muncă la ele. Ce fac eu mai aici? De emoțiune, stați un pic așa să centrez un pic tractorul ăsta. Hați. Mi-a rămas acum, mi-a rămas niște stegulețe. Așa tati. Vreau să fac doar capetele și pe aia să-l pun pe asta, să facă el singur el. O dăm prea mulți bani pe acolo pentru că nu consumă decât combustibil și cât ia lui să facă treaba pe aici. Ia. Hați. Ceva de genul. Profanul la greu. Păi stăm bine, suntem în septembrie și suntem chiar și poate dimineață la ora 7.42. Am trecut prima zi în joc și prima zi în prima lună în FS. Două secunde. Asta ridicăm, de ce? Să nu mai tocăm iarba asta. Degeaba că v-am zis, iarba asta poate aș lua-o pentru altceva. Pentru bani, bineînțeles. Și atunci să lăsăm pe prietenul acum să facă de aici. Este un pic pe centru, ia să vedem. Ia tati. Haș. Cred că l-am pus un pic și pe iarbă, nu-i problemă. A? Da, l-am pus un pic și pe iarbă. Bun. Ce am zis eu că fac? Am zis în primul rând că vreau să, și anume să scap de asta, cum îi spune, de utilajul ăla de iarbă, de piatră, de acolo. De fapt, deloc, poate vândut construcție și avem, unde este, tati? Este, de fapt, un punct de vânzare, nu este, și dăm și lui ăsta vinde, da, l-am scos de aici din zonă, ok, da, tati. Și o să cumpărăm, astăzi pentru treaba asta, o să cumpărăm și anume cilindrul acela de băgat pietre sub pământ.
De asemenea, mă interesează o chestie. Vreau să văd, nu cred că m-am uitat bine aici, uite aici, vreau să mă uit. Vreau să mă uit dacă și anume trebuie făcut ceva îmbunătățit la parcela asta pe care lucrez. Suntem pe 40. Băi, de aparent nu ne trebuie nimic să facem. Trebuie decât să semănăm. Semănat, fertilizat și erbicidat. Simplu ca bună ziua. Da, și dacă ne uităm aici, suntem în septembrie, putem să punem orz și grâu. Da, bine, putem să punem și iarbă, dar nu ne mai complicăm că ne consumăm foarte multe și anume semințe. Uitați, asta lucrează frumos, elegant aici. Da? Lăsăm un pic pe asta să facă treabă și noi mergem pe hartă să mai căutăm una alta. V-am spuneam eu mai devreme că vreau să fac rost de cele joculețe. Primul joculeț pe care căutăm noi astăzi este aici, în zona asta, foarte aproape. Îi dăm... nu putem să ne teleportăm direct aici? Unde? Vizitează. Așa, tati. Am vizitat. Suntem undeva pe aici și undeva chiar pe lângă brutăria aia unde se face tortulețe și alte chestii. Opt, asta era. Da? Chiar pe aici este și anume o locație unde este și anume o casetă. Foarte imediat că am trecut pe lângă ea. Tot căutam eu pe live și nu nimeream, dar chiar aici sus este. Deci intrarea este pe aici, frumos, elegant. Ne luăm 2 secunde, ne luăm un pic de avânt, am sărit pe casă. Am căzut pe casă, ce am căzut de pe casă, mai luăm încă o dată. Hați. Și sărim și aici. Ia uite. Da? Hați. Mai rămas 4, am luat deja 50 de mii. Frumos, elegant. Ne întoarcem frumos pe hartă. Deci sunt 2 secunde că încă am fuge mouse-ul aici. Mai este una exact aici. Sus aici, mai este una. Ne teleportăm și noi aici aproape de el. Vizitează. Și să ne uităm, să dăm un pic drumul la hartă ca să-mi dau seama așa pe unde și anume trebuie să ajung, trebuie să o iau așa exact în direcția asta. Acolo e un observator și acolo la observator este și anume încă o casetă. V-am zis, mai sunt încă patru. Mai, uite acolo, se vede observatorul. Da? Uite, să se vede. Până dacă putem să ajungem direct așa până vegetație. Și mai am încă, mai am una care mă uitam acum pe live, m-am învârtit pe lângă ea și era chiar sub nasul meu. O să o luăm și pe aia. Sărim pe aici, pe undeva. Ați. Facem un pic de slalom. Ajungem sus la observator. Cred că asta e cel mai nordic punct în care se găsește o casă de asta cu jocuri. Da? Ia. Ați. Imediat ajungem și o luăm și pe aia și de suntem aici. Undeva pe aici am văzut și acel mic graffiti care ne anunță că undeva în zonă este jocul. Vreau să vedem și graffiti. Uite graffiti, da? Iar joculetele este undeva pe aici. Hați. Aici în spate. Ia uite. Da? Hați. Mai avem 3 jocuri. O, ce simplu să... Când știi unde sunt, dacă le bâșbi, dai seama că durează un picuț. Bun. Mai avem, deci asta l-am luat, asta l-am luat. Mai este unul undeva pe aici, pe lângă castel. Nu, castelul e pe sus. Uite aici. Vizitează. Da? Pe aici m-am învârtit, nu, pe aici, undeva în vale. Aici mai aproape. Undeva în vale este o catapultă și pe catapulta este și anume acea asetă. Cred că pe aici pe jos. Imediat o găsești și pe asta. De ce nu v-a spus? Sunt niște bani în plus. Uite catapulta. Și pe catapulta aici este și anume loc aseta. Uite. Da? Am mai rămas încă două. Mai este una tot în zona asta. Uite aici. Aici am bușbuit o grămadă pe live de înainte, deci luăm înainte cu tupeu. Într-adevăr, nu era la vedere așa, era puțin mai după o vegetație și alte chestii, dar o găsim și pe asta acum și vă arăt. Mă gândesc, nu știu acum cum ziceți și voi, mă gândesc să fac un videoclip special pentru asta sau dacă nu găsiți pe net. Uite aici, mai este o casetă. Deci încă o dată pe hartă, deci aici în zona asta chiar aproape de drum.
Undeva pe aici, pe lângă un copac era. Ia să ne uităm. Iar bâșbuim. Imediat. Este pe iarbă, nu este în următorul rând de copaci. Uite. Da? Hați și pasta și a mai rămas o singură casetă. Deci, uite, am făcut încă, deci am făcut deja 200.000. Asta este în cel mai sudic punct al hărții. Deci cel mai nordic, cel mai sud, aici în pădurea asta. Pot să mă, unde să mă teleportez eu ca să fie mai repede treaba? Doar aici. Uite aici. Vizitează. Și să mă duc 2 secunde să-mi dau seama așa unde sunt. Înainte pe calea ferată. Și pe aceea în pădure facem dreapta și este pusă pe o stâncă. Da? Deci, acum, dacă stai să le cauți așa pe bune, da? Fără respect pe băiatul ăla care le-a căutat și le-a făcut pe videoclipuri, pe videoclip, dar dacă stai să le cauți toată harta asta, chiar nu mai te joci și anume FS22, efectiv faci research de asta. Deci aici în pădure pe o stâncă este și anume a 20-a casetă. Imediat trec pe stânca asta. Uite. Da? Hați. E, felicitări, găsiți toate casetele, am scăpat de și anume de problema asta, încă 250.000, avem 739 bani, cum se cam consumă acolo, pentru că avem oameni la treabă. Ăsta aproape a terminat un picuț aici, o să mai pun și eu la găini și anume sword din ăsta, restul o să-l pun și anume în silos. Imediat o rezolvăm. Hați. Ia tati. Luați fetră și mâncați. Nu prea mult, că deja au o grămadă de grâu. Teoretic aș avea mâncare acum pentru găinușe. Am și grâu, am și sorg. Ar trebui totuși acum să dea foarte multe ouă. Asta și aștept de la ele. Hai să rezolvăm și problema cu acel palet glitchuit sau blocat în hartă. O să încerc să-l scot cu un încărcător frontal. De asta am și luat tractorul ăsta și deja am activat și încărcătorul frontal, tocmai ca să pot să-i pun acel, cum îi spune, acel încărcător și de ce să nu punem și niște lame. Da? Nu lame de de la aparatul de ras sau lame de la zoo, ci lame pentru luat paleți. Păi asta o să lasă aici remorca, nu o mai mutăm că n-are rost. E destul de, cum îi spune, de aranjată treaba pe aici pe hartă, nu este aglomerată, nu este... Da? Mă gândeam eu să fac ceva design, ceva gărdulețe pe la casă. Am făcut ceva cu niște probe. Vedem, lăsăm mai la urmă, mai încolo, când avea bani și nu am ce face cu ei, atunci să ne facem și anume design-uri și alei, luminițe. M-ar tenta cu timpul să-mi pun și lumină mai mult în bază, dar m-am spus că nu aveam și anume, că nu avea ce face cu banii, mai pe românește, cum se spune la noi. Bun, hai să luăm uite pe ăsta, un călcător frontal, pe cel mai ieftin îl iau. Nu mă complic să iau mai scumpe. De culoare nu mai face nicio culoare și de asemenea mă interesează unelte pentru călcătorul frontal și speță vreau să iau o furcă pentru paleți. O cumpărăm și pe asta, o păstrăm deocamdată, nu le vindem, le lăsăm așa pe stoc, cine știe că mai folosim la alte chestii. Mă chinuiam eu pe live să încarc paleții în mașină și în remorcă de fapt. Și îmi spuneați voi acolo, băi, poți să-ți iei o de asta de încărcat, dar atâta timp când merg paleții încărcați cu mâna, eu zic că n-are nicio asta să mai... Da, o să mă joc și cu utilajul ăsta, să-l, și anume cum îi spune, să mă învăț să încarc paleții, da? Uite, de exemplu, acum aș putea să nu mă duc cu mâna goală, pentru că n-am semințe în cum îi spune, care-s cu semințele? Cred că asta-s cu semințe. N-am și anume, în semănătoare n-am semințe. Ia tati. Ia să facem și noi o probă, dacă ne reușim să... problema este că, chiar dacă îi punem noi încărcătorul frontalul ăsta, problema mare este că el face manevrele astea stânga-dreapta doar cu brațul ridicat.
E puțin cam complicată treaba, trebuie să te pui pe poziție și pe aia. Pe când dacă ai lua un utraj la micuț de încărcat auto, așa, ăla ar fi mai șmecher de treaba, pentru că ăla poți să faci, cum îi spune, ia. A, stai că m-am băgat pe lângă, uite. De exemplu, nu pot să cotesc cu el. Foarte greu cotesc cu el când sunt cu lamele... Hați. Hai mă, că l-am luat. Acum, sper să nu răstom, să-l pierd. Șoarel. Hai să o luăm și noi pe drum ca să nu mai ne complicăm existența. Îl mai apă aici pe câmp și îl pun în semănătoare pentru că, opa, mamă, ce era să-i trag o, un palet în freză lui ăla. O să-l pun în semănătoare pentru că nu mai am semințe în semănătoare pentru că le-am folosit și anume la iarbă. E, parcela aia nu este terminată de semănat, am pus acolo iarbă, o să prelucrez un pic iarba de acolo și banii care obțin din iarbă o să termin de cultivat sau parcela unde am pus iarbă va deveni și anume podgorie de vie sau plantație de măslin. Văd eu care este și anume combinația. Da? Ia, ușurel. Uite, s-a terminat treaba de frumos aici, elegant. Deci noi putem să venim acum cu semănătoarea. Ia uite. Mai acolo puțin în față unde am să niște stegulețe. Dar mă ocup eu de problema aia ca să fie toată treaba făcută așa profesionist asta. Întrebare întrebătoare, semănătoarea mea pe unde este? Am uitat aici. Da, o să lăsăm asta aici deocamdată. Hai mă, că m-am dus și un palet. Uite, dacă o știam și mă ducea capul un picuț, îmi luam și remorca cu mine și luam toți paleții. Dacă tot am făcut drumul ăla. Bun. Ne vom ocupa după aia de palet, dar vreau să fac întâi treaba cu... Să pun asta, adică să muncim un pic eficient. Vreau să pun să și semene. Și cred că am dat data treaba, uite, 700, cred că o să mai cumpăr pământ. Ca să nu mai stau, eu știu, mai cumpăr pământ sau... Să mai cumpăr... Eu am un tractor închiriat, cred că mai bine aș cumpăra un tractor ăsta mai mare, așa și mai bun, să am eu pentru sufletul meu. Așa, tati. Ăsta îl strângem frumos, elegant. Teoretic, trebuie să duc înapoi la magazin. Și să nu-l mai folosesc, dar o să lăsăm puțin aici. Să luăm semănătoarea și să începem să cultivăm. O să trag eu capetele tot așa fel și o să las pe asta să cultive și anume grâu. Facem un pic de treabă pe aici. Aici avem seclă de zahăr. În partea stângă, acolo unde e verde ăla, avem și anume rapiță. Stăm bine. Și peste drum avem iarbă. Da, avem câteva culturi destul de bune. Hai să încercăm totuși să trag și ăsta capetele ca să nu mai... Mamă, de ce am aici? Au plecat câine sur la vânătoare, am adus și patul degeaba și nu i-am pus și anume semințe. De emoționez. Așa, tati. Hop. Ia, bagă-l. Hopa! Mai mult de 50-62% s-au umplut cu paletul ăla. Meserie, tati. Meserie, așa, da. Cred că mai mă duc și aduc încă un palet cu... A, mă duc cu tractorul totuși. Asta la, mă duc semănătoarea totuși. Hai să încercăm o combinație. Vă spun, e puțin cam ghesuit pe aici treaba pe harta asta. Cu timpul cred că o să unesc parcelele astea. Cel puțin astea trei de aici, cred că merg unite și să scăpăm de o problemă. Dar va trebui să avem utilaje și anume mai multe și mai mari, mai puternice mai. Așa că deocamdată să stăm noi cu minții. Mamă, deci, dat cu spatele, sunt pe lângă. Pe lângă, tati. Hai. Îi dăm așa cu... V... Nu, întâi... Așa, tati, când da bine. Vreau să fac și eu aici o combinațiune și nu mă lasă tractura așa. Ia. Așa, tati. Puțin mai... Hakana. Să schimbăm cultura, am zis că trecem pe grâu. Cred că ăsta e grâu, ia să ne uităm. Că putem pune și grâu și orz și să nu le confundăm. Da, grâu e așa și orzul are... Atat, grâu am pus, așa tati. Care niște bețe în sus, așa niște... Ceva de genul așa, n-am... Coborâm.
Hai. Gata, tati. Da? Am scăpat cu parcela asta pentru că nu mai trebuie pregătită. Avea deja dat acolo cu tot ce trebuie, cu var și arată. Și noi trebuie să facem doar să facem și anume o frumoasă și anume semănare. Ia, hați. Am dat frumos aici. Și acum putem să-i dăm... Sper că în partea cealaltă poate să... Au, 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 au. Sper că în partea cealaltă poate să întoarcă. Băi, deci... Nu-mi plac deloc astea zone astea așa înghesuite. Mai vin și ăștia cu mașini pe aici. Hai. Du-te tu, Gogule, că tu te grăbești, poate ajungi la muncă. Așa, tati. Și cred că în capătul ăla o să-l las să vedem dacă poate să întoarcă acolo. Aici era mai chestie, că am pus eu niște... Ia. X. Ce bun era, v-am spus, ce bun era Corsplay, dar încă n-am obișnuit un pic cu ăsta. Inteligentul. Ia tati. H. Ia să-i dăm și H. Așa, tati. Gata. Spola treabă ție. O să treaba până la capăt, fă-ți talentul. Și noi acum o să ne concentrăm puțin să scoatem și ultima sacină pe care am propus-o astăzi pe videoclip. Și anume să scoatem paletul din pământ, din iarbă verde, cum se spune. Ia să vedem acum dacă și anume reușim să îl extragem din hartă. Da, facem o 749 de euro, am plătit salarii. Opa. Asta e, dar am făcut oameni treabă. Ia să vedem dacă și anume putem să scoatem de aici paletul. Ia. Ați, nu mă lasă. Uite, bă, ce să fie paletul aici. Ia, mai în față un pic. Nu vreau, n-a vreau. Păi, eu m-am chinuit și l-am scos. Acum o să mă chinui încă o dată să-l scot. Trebuie să fie o șmecherie să-l scot de aici. E la, uite, la gață deja. Da, pentru că pare că am acolo 100% căpșuni sau ce am, căpșuni, roșii, ce să... Ia să încercăm așa. Mamă, deci... Asta merge așa, o poză. Ia. Două secunde să facem așa o poză. Ia. Atât. Nu e bine poza pentru că mi-apare... Ia. Ceva de genul. Acum. Ala poza. Așa, tati. Mamă, deci să balansez. Deci v-am zis că am reușit până la urmă să-l scot. Uite, trage de aia, a rămas fără furcă. Pentru că am zis că cu mâna nu pot să-l scot. Bă, da, mie mi-a reușit înaintea filmării și acum nu mai... Uite, deja tremură continuare. Sau l-am băgat mai adânc acum? Zic și eu, nu știu. Să încercăm așa mai de un colț. Deci nu știu cum... Ia uite. Mamă, s-a înfipt ca lumea, tati, în... Nu vrea, mă, să iasă de acolo. Ia, mai încercăm. Nu mă băteam cu el dacă nu reușeam, ce anume, înaintea filmării. Da, trebuie să facem noi o șmecherie să-l... Ia. Deci să ridică tractorul cu totul, dar nu să ridică paletul, frate. E. Yeah. Te văd că am ieșit un pic din... Yeah. Asta nici nu poate să cotească, asta e nasol problema la el. Nu poate să cotească, dar e problemă... Ia. Yeah. Op! ce e de el? Hai. Hai că poți. Deci, am zis că aș de un colț și de altul, nu vrea, frate, niciun fel să iasă de aici. Ia uite. No, tati. Ia. Băi, cum fac episoade astea în care mă chinui așa, deci,
în care episod? În parcă în al doilea, m-am chinuit să scot remorca din ăsta, cisterna din apă și acum mă chinui să scot un palet din... Ia. Vezi? Ia. Hai că poți. Oi. Mamă, deci cum să încol... Băiatule, mă, n-am... Ia. Trebuie să... M-am dat peste cap. Trebuie să văd dacă reușesc să fac... Ia. Am văzut că am două lamele, dacă bag am două lamele, ar fi ideal să, și anume să-l... Ia. Hai. Nu vrea, frate, nicio... Gata. Ia. Băi, băiat. Opa. Ia, l-am scăpat. Nu. Băi, deci nu mă las tot. Asta înseamnă ambiție. Uf. Uf. Da. Bun, haideți că ne-am lungit un picuț, care-i treaba, am găsit cele 5 casete care am datorii la voi să le vi-l arăt, am scos acel palet cu greu, deci chiar m-am transpirat la propriu, am scos de aici sorg, l-am pregătit frumos pământul, l-am început să semănăm cu greu pentru că este septembrie, într-un cuvânt am făcut și anume foarte multă treabă la ferma noastră. Cam atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la viitoare, eu sunt Călduros, salut!